Da, cifrele diferă de la an la an. Spre exemplu, în primele 6 luni ale acestui an, vorbim de peste 800.000 de pachete de țigări provenite sau destinate să săvârșirii infracțiunile de contrabandă descoperite de polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă. Vă dați seama ce sumă este? 800.000. Vorbim de peste 50 și ceva de dosare penale instrumentate în care sunt implicate peste 80 de persoane, care au diferite calități în aceste dosare. Fie că sunt suspecți, fie că sunt inculpați, fie că sunt inculpați pe faza de judecată sau au fost deja condamnați sau li s-au luat măsuri preventive, reținere, arestare preventivă sau alte măsuri dispuse de judecător. Ca să ne facem o corespondență a sumelor, așa cum spuneați dumneavoastră, deci avem peste 800.000 de pachete de țigări în contextul în care în România prețul unui pachet depășește 20 de lei, dacă nu mă înșel. La magazin, da, da, depășește. Da. Deci vorbim aici de milioane de lei. Da, deci aproximativ, dacă vorbim, nu știu, doar de acciză, vorbim de peste 11 milioane, deci sunt de euro, sunt niște sume exorbitante, da. Da, da. Dar pe noi ne interesează ca această infracțiune să fie oprită cât de mult se poate și aceste persoane să fie deferite justiției. Asta este cel mai important, asta este subiectul de activitate al acestor polițiști care desfășoară astfel de activități și asta este scopul lor, bineînțeles, în comun cu parchetul. Da, sunt niște cifre care ne dau și nouă o dimensiune a fenomenului și cu toate că în fiecare zi poliția de frontieră este la datorie și descoperă aceste tentative, practic, de a introduce în țară în mod ilegal bunuri care trebuie să treacă printr-un alt regim. Cu toate că există, v-am spus, această activitate susținută și fenomenul, la rândul său, își găsește noi și noi resurse. Bineînțeles, știți raportul cerului ofertă în piață, da, înțelegeți? Exact.